Nu trebuie să pleci după copii, Adelina. Tu stai cu mami. Ea dacă vede un copil, ea fugi după el. Păi? Hai să oprimă pe Alexia cu mașinuța. Da. Așa. Am ieșit la plimbare cu mașina, Cosmin a venit la fotbal, iar noi ne plimbăm pe aici. Am venit cu tate la fotbal? Da. Da? Dar e cam frig. Cam friguț. A început tati fotbalul? Hai să vedem dacă joacă tati fotbal. Stăm pe aici, ne plimbăm o leacă, nu știu cât joacă Cosmin fotbal, sper să nu joace mult. Cred că 2 ore, 12 până la 2, a spus că stă. După aia mergem și trebuie să fac ceva de mâncare să mâncăm sau vedem noi cum facem. Și vreau să vă arăt că am primit un pachet de la o mămică, o urmăritoare de-a mea care mă urmărește. Mi-a trimis un pachet și vreau să vă arăt și vouă ce am primit. Și nu știu ce mai facem astăzi, vedem. Da, imediat. Fost. Cred că trece și ploaie. Wow! Ia uite ce murdar ești, nu pot să cred. Wow! Cât de murdar ești, o scorbănit în pământ. Wow! Unde sunt data? Ești murdară. Unde-i tata? De acolo joacă fotbal? Da? Nu! Wow! Ce? Ai să cazi acolo, pe scări. Vai, dar nu mai pot de frig. Ia uitați, tună. Tună. Se anunță ploaie. Vai, iar s-o pus jos. Adelina, ridică-te că-i ud. Da. Iar pap cartofi? Da. Iar pap cartofi? Da. Îți plac tare? Da. Am luat ceva de mâncare aici, cartofi. Bine, da. Cartofi. Și aici, de să-l filmez pe tot până îl desfac pe meu. Și asta mâncăm acum. Și după aia să vă arăt pachetul care l-am primit. Abia aștept să mănânc. Nu mai pot, tată. Abia aștept să mănânc. Poftim. Așa. Am primit pachetul ăsta de la o mămică care mă urmărește pe YouTube, care am vorbit cu ea și pe Facebook și așa s-a gândit ea să-mi trimită mie un pachet. Știu că aici sunt produse de make-up
Și pur și simplu am rămas fără cuvinte, nu mă așteptam să primesc pachet și îi mulțumesc foarte, foarte mult, așa că haideți să trecem să-l desfacem, că sunt foarte curioasă. Așa arată pachetul. O gustare pentru fete. Ce frumos am îmbalat. Eu am umblat în ea, am răscolit-o, le-am folosit, de asta arată așa, dar ele arătau foarte fain la început. Le luăm așa, cum vin la mână. Aici avem un concealer. Da, un concealer. Nu prea știu eu multe să vă spun despre ele. Aici avem o cremă de față, zic eu. Nu știu dacă este chiar așa, am să mă documentez de pe internet și am să aflu chiar ce este, pentru că nu prea știu. Aici avem 3 rimeluri. Ia să le găsesc pe toate. Așa. Care au ambalajele la fel, dar 2 sunt maro și unul este albastru. Foarte faine ambalajele și ele în conținutul lor. Așa. Aici am o cremă de mâini hidratantă. Chiar aveam nevoie de o cremă de mâini. Aici mai avem 2 concealere. Au nuanțe diferite. Foarte faine și astea. Toate produsele sunt de la Art Deco, dacă spun eu bine. Aici mai avem tot un concealer. Foarte multe concealere, am să-mi ajungă foarte mult timp. Aici avem un rimel. Ăsta chiar nu știu ce este. Deci poți să-mi scrii în mesaj sau în comentarii să-mi spui ce este. Dacă nu, mă documentez eu de pe internet și aflu. Chiar habar n-am, nu știu ce este. Aici avem un fond de tent de la Art Deco. Ăsta este un pic cam închis pentru tenul meu, dar la vară cu siguranță va fi bun când voi fi mai bronzată. Aici tot un fond de ten, ăsta este bun, sunt dată chiar acum cu el. Este nuanța mea. Aici mai avem încă un fond de ten, tot așa este bun. Chiar este nuanța mea și acesta. Și aici tot un fond de ten. Pe ăsta nu l-am încercat, nu știu cum este, dar eu dacă este prea închis, îl combin cu altul mai deschis și este bine. Aici avem tot un concealer. Un rimel, o mascara. Nici asta nu știu ce este, un creion, dar nu știu. Chiar nu știu ce este. Trebuie să aflu. Aici avem un eyeliner maro. Nu pot să-l deschid. Este tip carioca. Foarte fain și ăsta. Avem un ruj. Așa. Mai avem un ruj aici. Maro. Chiar mie îmi plac rujurile astea maro. Foarte fain. Aici mai avem un ruj. Tot așa un maro. Hop. Încă un ruj. Aici ce este, tot un ruj, dar ăsta este mov. Un mov, așa, da? Este la fel ca celălalt. Iar aici alt ruj. Și ăsta îmi place foarte mult. Aici mai avem un spray pentru a fixa machiajul. Eu nu am folosit până acum. Acum este prima dată când nu folosesc. Iar aici avem
tot un concealer, cred că. Normal că are capătul ăsta așa. Cred că tot concealer este. Iar aici avem trei portfaturi, cred că, să le spun așa, două gentuțe din astea, trei, adică trei, una așa, unul așa negru și ăsta roșu îmi place foarte mult, am să pun produsele în el. Tot așa scrie firma, toate produsele sunt de la firma asta. Și aici avem trei oje, o ojă roșie, o ojă neagră și o ojă albă. Iar aici avem trei farduri. Eu le-am scos din cutie și le-am văzut. Unul este așa, unul mai deschis un pic și ăsta albastru. Oh! Foarte multe produse, deci îți mulțumesc din suflet pentru toate aceste produse. Chiar nu am cuvinte, nu mă așteptam să primesc acest pachet. Hai zi, Lina, că o crescut pătrunjelul. O crescut ceapa? E trei. E trei. Da? Hai să vedem. Păi ieșit. Iarba. Ceapa a ieșit, uite. Ia. Unde-i? Pe fine, de eu vedeți. A, da, a ieșit. Și pătrunjelul a ieșit. Rămâna de acolo, Didi. Nu da acolo, Didi. O ieșit și ceapa și pătrunjelul a ieșit. Las că noi nu mai intrăm, că iarbă. Da? Da. O plouat, nu putem să intrăm. M-a intrat tate. Și faina ăștia la alții. Noi trebuie să o aranjăm și noi. Ia uite ce fain e aici. Da, trebuie să aranjăm. Păsărelele cum cântă. Hai vin la mama, hai să ne plimbăm pe aici. Să punem flori, să aranjăm și noi pe acolo. Dar cu vremea asta într-una plouă. Când să mai facem? Când? Poate săptămâna asta sau cealaltă, poate o să facem. E mai fain cu flori. Trebuie să cosească Cosmin înainte și după aia. Bine că a ieșit ceapa și pătrunjel. Trebuie să o aranjăm și noi aleacă. E cea mai urâtă. Trebuie să-mi punem câteva flori, să cosești. Hai să mergem. Hai, Didi.